Adesea i s-a reproșat bisericii ortodoxe că nu duce o activitate intensă pe plan social filantropic. Din contră, am spune noi, aceasta există și ia amploare din ce în ce mai mult, urmând îndemnul creștin că faptele bune trebuie făcute spre slava lui Dumnezeu și nu spre slava noastră. Sub această deviză își duce activitatea și căminul de bătrâni de la Mănăstirea Bogdănești, județul Suceava. Aici, prin grija părintelui Gheorghe Loghinoaia, peste 90 de bătrâni abandonați și-au găsit adăpostul. Oameni respectabili din diferite clase sociale, care odată cu trecerea anilor au devenit o povară pentru copiii lor sau pentru cei dintr-o rudenie cu ei. Și aceasta pentru singura vină că sunt în vârstă și inutili în percepția total greșită a acestora. Bunici, care după o viață dedicată în întregime copiilor, nu au la bătrânețe nicio mângâiere, nemai vorbind de o recunoștință bine meritată din partea lor. Oameni pe care dacă îi întrebi când au fost ultima dată fericiți sau când au zâmbit ultima dată, după oftaturi și lungi momente de ezitare, poți avea neplăcuta surprindere de a ți se răspunde că în tinerețe. În tinerețe, când făceau parte dintr-o familie, când aceștia se bucurau de copii și copiii la rândul lor îi prețuiau. Ce a determinat însă pe aceștia din urmă, ca odată cu trecerea anilor să își abandoneze părinții ajunși la neputință, este un gest aproape imposibil de înțeles. Condamnați să trăiască în singurătate, cu speranța că într-o bună zi fiul sau fiica va dori să ia înapoi în sânul familiei, s-ar mulțumi și ar fi foarte fericiți și cu o mică vizită de doar câteva minute din partea acestora. Aceasta este de fapt singura speranță care le mai dă putere să lupte cu singurătatea și cu supărarea. Bătrâni care cu ani în urmă aveau masă, casă, se bucurau de căldura căminului și care acum nu mai au nimic. Sunt ai nimănui și aceasta nu din pricina nevredniciei lor. Mulți dintre ei se întreabă când și cu ce anume au greșit față de cei cărora le-au dat viață și le-au lăsat toată agoniseala lor.